Felicit pe toți pentru jocul prestat și pentru ce ați arătat pe teren. Din punctul nostru de vedere, sunteți toți niște campioni, indiferent de rezultatul care a avut loc pe terenul de joc. Și să sperăm că vom mai putea organiza astfel de manifestări, pentru că e în folosul, în primul rând, a fost poate peste ani veți ajunge, așa cum ați avut onoarea să dați noroc cu jucători care joacă în Liga 1 și cu președinți de club de Liga 1, poate că la rândul vostru, peste ani, veți ajunge și voi acolo și veți face pasul la fotbalul mare. La urmă. Cred că e un turneu benefic pentru copii, pentru că e foarte important să pleci de la copii și juniori cu aceste meciuri pe care le-ați făcut dumneavoastră și mă bucur că sunt alături de acești copii. Pentru ei cred că e important să fim lângă ei. Eu am fost copil, nu am avut parte de așa ceva, dar din câte văd aici sunt foarte multe echipe și țin să mă bucur că pot face parte și au loc aceste meciuri aici pe teren. Am fost și noi copii, am fi vrut și noi să fim alături de cei care erau pe atunci Colban, Bejan și ceilalți. Ne bucurăm că suntem alături de ei și văd în ochii lor că e o mare bucurie că suntem aici lângă ei. Din punctul nostru de vedere al echipei AJF, considerăm că este o reușită. Nu e prima oară când se organizează la nivel de județ Botoșani o competiție pentru juniori de o asemenea amploare. Au participat 32 de echipe, deci asta însemnând 32 de comuni care și-au trimis reprezentanții copiii, respectiv copiii la acest turneu. Și cred eu că vor pleca cu amintiri de extrem de frumoase și bănuiesc că vor reveni mereu cu plăcere la astfel de turnee. A fost ideea noastră a echipei AJF să invităm la festivitatea de premiere și câțiva jucători de la FC Botoșan, pentru că ca acești mici copii care și-au disputat această competiție să poată să stea lângă ei, să ia un autograf, să facă o poză, să fie premiați acești jucători, pentru că indiferent ce se va întâmpla pe viitor cu acești fotbaliști, dacă vor ajunge la un nivel mai înalt sau vor rămâne la un nivel, eu știu, să spunem, pe plan local, ei vor deveni cu siguranță suporterii echipei FC Botoșan, fiind FC Botoșan fiind echipa fanională a județului. Până la urmă, trebuie toți să ținem cu această echipă.